Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Bianca Oancea și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Mușcel. Iată care sunt principalele titluri ale ediției de astăzi. Primăria municipiului Câmpulung apelează la o firmă de avocatură pentru a nu mai pierde procesele. Viceprimarul municipiului Câmpulung, Nicolae Zaharia, a demarat programul Câmpulungul un oraș curat. FC Argeș vizează victoria acasă în confruntarea cu FC Voluntari. Ședință extraordinară cu 15 puncte pe ordinea de zi. Este pentru prima dată în istoria Câmpulungului când Consiliul Local s-a întrunit în ședință pentru a aproba atâtea hotărâri de Consiliu. Toate proiectele au fost aprobate fără mari dezbateri și doar cu intervenții punctuale, fără contradicțiile de altădată. Primarul municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, a convocat într-o ședință extraordinară Consiliul Local al municipiului. 14 puncte au fost inițial pe ordinea de zi, la care s-a mai adăugat încă unul. Este pentru prima dată în istoria municipiului Câmpulung când o ședință extraordinară de Consiliul Local are pe ordinea de zi un număr așa de mare de proiecte de hotărâre. Lucrările au început cu o rectificare de buget, banii fiind necesari, în mare parte, pentru instalația de încălzire de la Colegiul Național din Golescu și pentru necesarul de măști de protecție și dezinfectant la școlile din municipiu. Au fost câteva intervenții punctuale ale consilierilor locali vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. În momentul acesta avem 6.662 de copii care ar trebui să primească mască. La 6.662 de copii, în condiții în care fiecare copil vine zilnic la școală, nu avem cum să depășim 100.000 de lei. Dacă vine zilnic la școală, dar sunt foarte mulți copii care vin de 4-6 ori pe lună la școală și mai sunt, într-adevăr, cei mici care folosesc 2-3 măști zilnic. Deci undeva am putea să mergem pe o compensare de acești copii care folosesc mai multe măști zilnic sau cei de la step-by-step, unde trebuie, stând 8 ore, trebuie să le dai mai multe măști zilnic, cu cei care nu vin la școală, deci nu există nevoia de măști. De acasă nu-i trebuie masă în fața televizorului, în fața laptopului sau calculatorului, dar nu văd totuși 100.000. Și asta în condiții în care cumpărăm mâine măști. Fiecare zi care trece înseamnă o nevoie de măști mai mică. Ați luat în calcul doar partea de măști fără dezinfectant? Fără dezinfectant. Dar nu am avut în hotărâre un fundament, un mod de calcul. Dacă, ca să pot să iau, să decid într-un mod, ar trebui să văd modul de calcul. În hotărâre nu scrie. Scrie 200.000 măști. Cred că sunt solicitări responsabile. Vreau să vă spun că în momentul ăsta sunt școli care nu mai au măști. Deci sunt școli care nu mai au măști, unele au unii în rezervă. Deci directorii de școli sunt oameni responsabili și atunci când împart măștile, le împart așa cum trebuie. Adică le dau la dirigenți pentru o lună, cine vine o săptămână, cine nu vine să... Adică un elev primește, spre exemplu, pentru, să spunem, 10 zile, el primește 5 măști. Nu primește 10 măști. Adică sunt calcule bine făcute de către director, iar ei știu cum să le drămuiască. Deci nu cred că au fost umflate acele cifre și eu cred că este bine să facem. Mie mi s-a părut o sumă foarte mare în momentul în care am văzut-o și tocmai din acest motiv am cerut o centralizare a necesarului de fiecare unitate de învățământ și o să vă dea doamna Iarca toate detaliile de ce am aprobat cei 200.000 și nu înseamnă doar măști, înseamnă și dezinfectant tot ce ține de... Cel de-al doilea punct de pe ordinea de zi, supus spre aprobarea consilierilor, a fost reprezentarea primăriei în procese de către o firmă particulară de avocatură. La ora actuală, administrația locală are doar 2 juriști din 4 câți trebuiau să fie în schemă, iar procesele intentate primăriei sunt foarte complicate și vizează, în special, chestiuni de patrimoniu, cum ar fi Hotelul Regal sau Mausoleul Mateiaș. Spitalul municipal a fost în atenția edilului localității, fapt pentru care, la propunerea consilierului personal Andrei Aron, s-a întocmit o hotărâre de consiliu, prin care se fac câteva modificări la secțiile interne ale spitalului. Un alt proiect aprobat cu unanimitate de către aleșii locali a fost cel de iluminat public. Inițial, acest proiect a fost amânat la cererea liberalilor din vechiul Consiliu, iar urgența aprobării lui a fost necesară deoarece riscau să piardă banii de la Uniunea Europeană.
Restul proiectelor au trecut fără mari probleme și fără discuții ample pe marginea acestora. Aceste proiecte au făcut obiectul acordării de microgranturi pe programul operațional Capital Uman. Au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru locuri de joacă la școli și în comunitate. S-a aprobat documentația de avizare a lucrărilor pentru reabilitarea și modernizarea clădirilor școlare la școala Grădiște prin Galul Câmpulungean și au fost repartizați consilieri în comisiile administrative ale unităților de învățământ și în cele două spitale, municipal și de pneumoftiziologie. Ultimul punct care a fost introdus pe ordinea de zi la începerea ședinței a făcut referire la un protocol de colaborare între Primăria Municipiului Câmpulung și Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea în vederea modernizării albiei râului Târgului. Se spune că de la vorbe până la fapte este o distanță destul de lungă. Viceprimarul municipiului Câmpulung a contrazis această zicală și chiar din a doua zi de când a fost învestit în funcție a trecut la treabă. Alături de oamenii de la administrația domeniului public și privat a demarat programul Câmpulungul un oraș curat și cum era de așteptat a început chiar de la intrarea în municipiu în cartierul Grădiște. La primele ore ale dimineții, viceprimarul municipiului Câmpulung, Nicolae Zaharia, a dat startul programului Câmpulungul un oraș curat. Alături de directorul administrației domeniului public și privat al Câmpulungului și de oamenii din subordinea acestuia, au fost împreună în cartierul Grădiște, primul cartier vizat în acest program. S-au toaletat copacii, s-a cosit iarba, s-au curățat aleile de resturile menajere. Viceprimarul face apel la cetățenii localității că numai împreună putem păstra orașul curat și dacă oamenii nu înțeleg acest lucru, se vor trece și la măsuri mai puțin plăcute, și anume la amenzi. Părine, hai să ne ducem. Astăzi am demarat acea acțiune pe care o anunțam de mult și anume o curățenie generală a municipiului Câmpulung. Proiectul poate fi numit indiferent oricum, o curățenie generală, Câmpulungul un oraș curat, Câmpulungul și orașul meu curat. Și astăzi am început de la Grădiște. De ce de la Grădiște? Pentru că este intrarea în oraș și în momentul în care intrăm într-un oraș, trebuie să vedem că acolo este curățenie. E foarte importantă prima impresie pe care și-o face cetățeanul, pe care și-o face turistul atunci când intră în oraș. Spuneam că este o acțiune complexă care a început astăzi, se va derula și în zilele următoare. Acțiunile depind foarte mult și de vreme, este o curățenie de toamnă, dar dacă vremea nu ne permite, evident că nu putem să demarăm în continuare aceste acțiuni. Urmează acțiuni mult mai complexe pe care vi le vom anunța în timp util. Sunt acțiuni care se vor desfășura în parteneriat cu alte instituții, acțiuni care implică voluntariat și, evident, între acestea va fi și curățarea albiei râului Târgului în parteneriat cu alte instituții, inclusiv în parteneriat cu administrația bazinală Argeș-Vedea, așadar știți bine, cu domnul Bogdan David. Acest proiect demarat, de fapt, trebuie să fie un proiect cu caracter permanent. Ca să avem un oraș curat, de fiecare dată o să spun acest lucru, depinde de fiecare dintre noi. Dacă nu vom păstra curățenia, nu o să avem un oraș curat, indiferent de gradul de implicare al primăriei și al structurilor primăriei. Pentru a avea un oraș curat depinde de fiecare dintre noi. Așadar, îi rog pe cetățenii municipiului Câmpulung să aibă grijă de curățenie. În momentul în care avem ghena de gunoi, acolo trebuie să aruncăm gunoi, nu pe lângă ghena de gunoi. De asemenea, fiecare locatar trebuie să aibă grijă de ceea ce înseamnă nu tot blocul din jur, spațiu verde și așa mai departe.
primăria se va implica, va face tot ce-i stă în putință pentru a face curățenie și pentru a menține curățenia. Dar repet încă o dată că depinde de fiecare dintre noi. Păstrarea curățeniei în municipiul Câmpul Lung este o problemă care a dat bătăi de cap întotdeauna administrației locale, iar nerespectarea muncii oamenilor care fac curățenie este un act de lipsă de educație. Șeful ADP-ului, Bogdan Nicolae Pătru, a subliniat faptul că în condițiile actuale este foarte greu să păstrezi curățenia în oraș. În primul rând, trebuie ținut cont de faptul că orice hârtie aruncată sau resturi de vegetație aduce costuri suplimentare la bugetul primăriei. Noi vom continua acțiunile, că n-am stat degeaba nici până acum. Ne vom, ca să spun așa, ne vom adapta noilor cerințe ale domnului vice, ale doamnei primar, și vom face ca tot ce ține de noi să răspundem prezent și la cote maxime cerințelor dumnealor. Vis-a-vis de ce a spus domnul viceprimar mai devreme, ce pot să spun că a fost întrebat de coșurile de gunoi? Da, într-adevăr, avem acțiune de a instala pe domeniul public coșuri de gunoi. În zona centrală ni s-au spus că sunt foarte dese. Am încercat să punem în cartiere, le-am pus și a doua zi au venit cetățeni revoltați și a zis, ne mutați gunoiul la noi, deci la scară. De ce? Pentru că trebuie să învățăm că acest gunoi menajer din casă, punga respectivă care o legăm la gură, trebuie dusă la ghenă și nu în coșul stradal. De ce trebuie să plătească primăria din, sau ADP-ul din bani publici în medie 300 de milioane gunoi stradal, când deja avem, plătim odată gunoiul menajer prin abonamentele cetățenilor? De ce nu respectăm ca acest coș stradal să fie folosit strict pentru ambalajele pe care le, de la produsele pe care le consumăm când mergem pe stradă? De ce trebuie să punem gunoiul menajer în el? Campania va continua cu cartierele Pescăreasa, Apa Sărată, urmând ca și celelalte cartiere să intre în acest program inițiat de viceprimarul municipiului Câmpul Lung. Momentan, în Argeș, școala rămâne un loc sigur pentru elevi. Acest lucru o arată și statistica. Până în momentul actual, în scenariul roșu, avem doar un procent de 1% din școli. Inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Argeș atrage atenția că numai prin implicarea și colaborarea cu părinții, bunicii și întreaga comunitate se va reuși ca școala să se desfășoare cât mai mult în primele două scenarii. Într-o conferință de presă, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Argeș a tras un semnal de alarmă vis-a-vis de implicarea comunității, a părinților și a bunicilor în lupta cu noul coronavirus. Acesta a precizat că trebuie o mai mare responsabilitate a tuturor factorilor pentru respectarea normelor igienico-sanitare și în afara școlii. Nu este admisibil ca părinții să meargă cu copiii la grătare, să se întâlnească cu alte familii sau să fie sărbate zile de naștere în această perioadă. Ca să păstrăm această școală sigură, trebuie să beneficiem de ajutorul părinților. În majoritatea situațiilor avem acest ajutor necondiționat, dar trebuie să atrag atenția asupra faptului că nu este deloc în regulă să folosim vremea frumoasă de afară să mergem la grătar, să mergem cu familia lărgită și din această, ce să vă spun, întâlnire câmpenească frumoasă, să ne găsim în situația în care unul dintre copiii care a participat acolo să vină infectat cu coronavirus la școală. Nu este deloc în regulă și vreau să apăs asupra acestui fapt lucrul următor. Nu vrem să mai girăm și suntem foarte responsabili când spunem asta. Nu vrem să mai girăm sub nicio formă tipul ăsta de întâlnire, de socializare. Deci noi insistăm și transmitem mesajul că renunțăm la socializare în grupuri mari, renunțăm la întâlnirile la nivelul familiilor, că stăm în terasă, că stăm în sufrageria foarte largă, acolo există riscul, și s-a dovedit că așa este, există riscul să aibă loc infectarea și îmbolnăvirea.
Nu e deloc în regulă ca să insistăm, chiar dacă copiii noștri își doresc foarte mult să-și serbeze zilele de naștere, să facă din asta niște evenimente. E adevărat că toți ne dorim să avem un eveniment la ziua noastră de naștere, dar eu cred că e momentul în care părinții și copiii trebuie să fie puțin mai creativi în a organiza tipul ăsta de evenimente și a le marca. Pentru că tipul acesta de întâlnire, la întâlnire chiar și privată, că de fapt cam asta este posibil, da? Privată, în sensul în care îți desfășoară evenimentul acasă. Și acasă... Păi dar nu e voie. Păi da, dar rolul dumneavoastră, fără să vă supărați pe mine, să veniți în ajutorul nostru să ne spuneți. Bine, noi nu suntem cei care să avem pârghiile, dar noastră știți sigur că lucrurile acestea nu trebuie trecute sub tăcere. Deci eu v-am chemat, să știți că ăsta este strigătul, că ăsta este un apel în mare, cum să vă spun, cu mare responsabilitate și cu maximă îngrijorare. De ce vă spun asta? Păi, statistic vorbind, știți că noi stăm foarte bine în județul Argeș. Foarte bine. Și dacă stăm foarte bine, așa ne dorim să stăm cât mai multă vreme cu școlile deschise, să avem foarte puține școli care să fie scenariu 3, scenariu roșu. Deci interesul tuturor este ca elevii să vină la școală în număr cât mai mare și pentru o perioadă de timp cât mai îndelungată. Deci asta este ținta noastră. Cât privesc cazurile de infectare cu COVID în școli, deocamdată Argeșul se situează pe un loc fruntaș cu foarte puține cazuri. Astfel, sunt un număr destul de mare de școli aflate în scenariul 1. La fel de multe se află și în scenariul 2 și doar în jur de 1% se află în scenariul 3, cel roșu. Cum stăm statistic în privința infectării cu coronavirus, aflăm de la inspectorul general. Sunt elevi cu pozitivi, un număr de 40, avem izolați număr de 303, este statistica de azi de dimineață, care ne vine nouă pe machetă. Confirmare la nivelul personalului didactic pentru 27 de cadre didactice, 6 cadre didactice auxiliare și un nedidactic. Avem persoane în izolare, dar vă pot trimite asta. Nu e mai bine decât să scrieți domniile voastre? Ok. În izolare avem personal didactic care continuă predarea online 17, 15 cadre didactice care intră în concediu medical și mai avem la nivelul nedidactic 4 persoane. Inspectoratul Școlar Județean Argeș are pârghiile necesare pentru ca școala să fie un loc sigur. În sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni a avut loc ceremonia de constituire a noului Consiliu Local Mioveni și depunerea jurământului de către primar și consilierii locali. Ion Georgescu a jurat credință comunității pe care o conduce pentru încă 4 ani. Sala de spectacole a Centrului Cultural Mioveni a găzduit ceremonia de constituire a noului Consiliu Local și depunerea jurământului de către primarul ales și consilieri. Întrucât restricțiile în vigoare la acest moment impun participarea unui număr limitat de persoane, în sală nu au fost prezente decât oficialitățile. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Mioveni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Corcodel Ionuț, jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce sunt puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Mioveni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Drăgușin Claudia Maria, jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile mele pentru binele locuitorilor orașului Mioveni. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnule primar Ion Georgescu, vă rog să depuneți jurământul în fața Consiliului Local.
ziua să rămână. Eu, subsemnatul Georgescu Ion, validat primar al orașului Mioveni, județul Argeș, în conformitate cu încheierea din data de 14.10.2020, pronunțată de Judecătoria Pitești, în dosarul numărul 1386, per 280-2020, depun, având în vedere prevederile articolului 150 aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență numărul 57, pe 2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare în fața Consiliului Local al orașului Mioveni, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Mioveni, așa să-mi ajute Dumnezeu. Primarul Ion Georgescu a fost reales la scrutinul din 27 septembrie cu o majoritate covârșitoare, neavând practic rival la această funcție. 178 de amenzi în valoare totală de 22.000 de lei au fost date în Argeș din cauza nepurtării măștii de protecție. Aproximativ 250 de polițiști și reprezentanți ai celorlalte instituții cu atribuții în domeniu au desfășurat acțiuni de verificare a respectării măsurilor impuse în contextul stării de alertă. 250 de polițiști împreună cu reprezentanții ai celorlalte instituții cu atribuții în domeniu au verificat respectarea măsurilor impuse în contextul actual al stării de alertă în zonele aglomerate, restaurante, terase, dar și în mijloacele de transport în comun pentru prevenirea și limitarea infectării cu virusul COVID-19. În urma acestor verificări, 178 de argeșeni au fost sancționați cu amenzi contravenționale în valoare totală de 22.000 de lei. Polițiștii au verificat în total aproape 1500 de persoane. Totodată, 182 de obiective, societăți sau locații au fost verificate cu privire la respectarea măsurilor organizatorice specifice a programului de lucru și în privința respectării măsurilor de protecție de către personal și clienți. De asemenea, 287 de autovehicule au fost controlate, dintre acestea 159 fiind mijloace de transport în comun. Au fost organizate 33 de acțiuni punctuale, fiind vizate în special zonele aglomerate, zonele de agrement, centrele comerciale, restaurantele și mijloacele de transport în comun, atât în mediul urban cât și în mediul rural. Ca urmare a abaterilor constatate, polițiștii au aplicat 182 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 26.000 de lei, 178 dintre acestea în valoare de 22.000 de lei pentru nepurtarea măștii de protecție, iar 4 în valoare totală de 4.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor privind izolarea sau carantina. De asemenea, polițiștii au desfășurat activități de prevenire prin care au adus la cunoștința agenților economici și a persoanelor desemnate pentru punerea în aplicare a prevederilor legii 55/2020 să informeze permanent angajații, dar și clienții, că este important să respecte măsurile de protecție individuală, de distanțare socială și de igienă personală, mai ales în spațiile închise. Fotbaliștii de la FC Argeș sunt optimiști în confruntarea pe propriul teren cu FC Voluntari. După egalul de la Constanța, cele trei puncte de acasă vin ca o gură de oxigen pentru elevii lui Ionuț Codruț Moșteanu. Fotbalistul Andrei Tofan este convins că FC Argeș poate învinge pe FC Voluntari în confruntarea de vineri de la ora 18 de pe stadionul Nicolae Dobrin. Fotbalistul piteștean este încrezător în șansele echipei alb-violete după victoria obținută pe propriul teren cu Astra Giurgiu și egalul din deplasare cu Viitorul Constanța. Fundașul alb-violet își dorește ca echipa să confirme așteptările și să iasă din zona minată a clasamentului. Starea de spirit este bună, cred eu. Venind după două rezultate pozitive, chiar dacă la ultimul meci ne-a lipsit foarte puțin ca să-l câștigăm, eu sunt convins că va fi bine de acum încolo și vom da totul ca să câștigăm. Tu cum te simți? Timp la mea ai avut ceva probleme cu spatele? Da, eu mă simt ok, fac fizioterapie, sper să mă fac bine până la meci și dacă e să trească să intru pe teren, să o fac cât mai bine. Vineri urmează a doua victorie. Clar, la asta ne gândim, cu asta plecând în vestiar de acasă, cu gândul acesta de a câștiga. Eu sunt conștient că va fi un meci foarte greu,
dar împreună cu Miste, cu băieții, vom face tot posibil ca să ieșim învingători la sfârșit. Antrenorul alb-violeților, Ionuț Codruz Moșteanu, este optimist în privința meciului de acasă cu FC Voluntari și speră să ia toate cele trei puncte puse în joc. Pregătirea meciului ca oricare alta. Tot așa am făcut o analiză a ultimului joc disputat la Constanța. Un joc în care ne-am fi dorit să reușim cele trei puncte, dar ultimele momente ne-au auzit în situație de a pleca doar cu un singur punct. Am făcut o analiză detaliată cu staful tehnic din nou. Am prezentat aceste gânduri pozitive și mai puțin pozitive și jucătorilor, după care a urmat ciclul normal de pregătire. Sperăm că la finalul acestui joc să putem să ne bucurăm pentru cele trei puncte. Asta este obiectivul. După eșecul din ultimul meci, antrenorii de la CS Mioveni, Claudiu Niculescu și Cornel Dobre, au încetat contractele pe cale amiabilă cu oficialitățile. Noul antrenor a fost desemnat, Alexandru Pelici, care a mai fost acum câțiva ani la conducerea echipei galben-verzilor. CS Mioveni s-a despărțit marți seara de antrenorii Claudiu Niculescu și Cornel Dobre, tehnicienii și conducerea clubului, ajungând la un acord de încetare a contractelor pe cale amiabilă. Ceea ce a pus punct colaborării dintre cele două părți a fost înfrângerea suferită luni seara de echipa argeșană pe teren propriu, scor 0-1 cu Universitatea Cluj. Oficialii de la Mioveni au și găsit înlocuitor pentru fostul golgheter dinamovist în persoana lui Alexandru Pelici, antrenor care a mai pregătit echipa argeșană și în anii 2016-2017. Ulterior, Alexandru Pelici a mai pregătit echipele Hermannstadt Sibiu, Ripensia Timișoara și CSM Reșița. Ca antrenor, Pelici e cunoscut ca un tip harnic, serios, muncitor, care pune mare accent pe disciplină și care organizează foarte bine jocul echipelor sale, în special pe fază defensivă. Să nu uităm, domnul Pelici a fost fundaș central de meserie cu mai multe sezoane în prima ligă la Poli Timișoara și Unirea Alba Iulia. În general, echipele pregătite de el nu excelează pe fază ofensivă, dar nici nu prea iau gol și pierd greu un joc. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme instabilă în județul Argeș. Sunt semnalate precipitații, dar vom mai vedea și câteva raze de soare din când în când. În nordul județului avem temperaturi încadrate între 10 și 14 grade Celsius. 10 grade vom avea la Nucșoara, 14 se vor înregistra la Vlădești. Iar la Câmpul Lung vom avea 12 grade în termometre. Și în sudul județului avem precipitații, dar și aici avem și câteva raze de soare. Temperaturile din această zonă se vor încadra între 13-14 grade Celsius. De asemenea, la Pitești va ploua, iar termometrele vor indica valori de până la 14 grade. Și în județul Dâmbovița avem vreme instabilă. În nord, temperaturile se vor încadra între 10 și 12 grade, iar în sud avem temperaturi de până la 14 grade Celsius. Precipitații cu câteva raze de soare avem și la Târgoviște și temperaturi de până la 13 grade. La noapte, cerul va fi acoperit de nori la Câmpul Lung și va ploua, iar temperaturile se vor încadra între 4 și 6 grade Celsius. Mâine și poimâine vreme instabilă la Câmpul Lung cu precipitații, iar temperaturile din aceste zile se vor încadra între 10 și 12 grade Celsius. Duminică se pare că nu va mai ploua, însă temperaturile nu vor depăși valoarea de 11 grade. Atât pentru astăzi, eu vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor și domnilor, știrile se opresc aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de Clar TV pentru a urmări emisiunea Obiectiv Mușcelean. Să aveți vizionare plăcută! La revedere!